este Ana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În weekendul acesta am venit la București, am mâncat mici la Cocoșatu, mi-era foarte dor și acum mă aflu în atelierul prietenei mele, Francisca. Ea și urmează visul de a deveni designer vestimentar, creatoare de modă și chiar a fost și unul din primele mele visuri când eram mică. Eu nu ziceam că vreau să fiu doctor sau pilot sau meserii din acestea mai clasice. Eu spuneam că vreau să fiu creatoare de modă. Din păcate pentru mine nu s-a împlinit, nu mi-am urmat această cale, dar o admir foarte mult pe Francisca pentru că ea își urmează acest vis. Dar mai mult îmi place să fac tipare decât să trag la mașină. Și în general, oricum, dacă faci o astfel de afacere, e bine să le știi pe toate, adică nu poți dacă nu le știi pe toate. Noi ne-am cunoscut la secția de japoneză, apoi și a studiat în Japonia la aceeași universitate ca mine, la Waseda, așa că atunci când a fost la Waseda am și călătorit foarte mult. Era în timpul campaniei Go to Travel, unde primeam cupoane de la guvern ca să călătorim prin Japonia și atunci am călătorit foarte mult împreună cu Francisca și cu Estefania și acum ne-am reunit. Francisca s-a întors în România să-și urmeze acest vis, după cum v-a spus. Vlogul acesta va fi unul culinar și fashion, vă voi prezenta și creațiile Franciscăi și cum lucrează ea, dar vom merge și să mâncăm ceva foarte bun. Tot care s-am ades. Te-ai uitat la Naruto? Hai că e, cât de cât este. Și te-ai gândit la un nume de e-mail? E pe Naruto aici, în exemplar dublu, și Naruto mai mare și Naruto mai mic. Și ăsta cine ai zis că e? Ăsta de stă în onsen aici? Geralt, ăla e din Witcher, din joc. N-ai văzut? Naruto. Unde sunt? Nu tot nici în patru. Că de 1 mai n-am mâncat mici pentru că era în timpul postului și țineam post. Mi-am făcut această poftă ieri când am fost la Cocoșatu, chiar n-am mai fost de mult timp și sunt micii mei preferați. Iar astăzi la fel, dacă de 1 mai n-am fost la mare, mergem astăzi la mare. Astăzi este 12 mai, puțin cu întârziere, dar niciodată nu este prea târziu. Deci mereu când vin în București, micii de la Cocoșatu sunt cei mai buni, recomand. Am mâncat 4 mici și o ciorbă de burtă, mi-era dor și de ciorba de burtă. Mulțumesc, tata, că m-ai adus! Autostrada Soarelui, acum chiar e. Uite, acum e soare, vezi? Da. Ne-am hotărât în dimineața aceasta să mergem până la Gigea, unde este un restaurant pe care mi-l recomandă Francisca. Abia aștept să vedem, vom mânca acolo o mâncare de pește foarte bună, un pește foarte bun, abia aștept să văd ce vom mânca acolo. Foarte puține restaurante au atât de multe review-uri pe Google, acesta are cred că peste 15.000 când am văzut, am fost uimită și foarte bune de altfel, peste 4,5, deci abia aștept să văd cum va fi. Cum te-ai adaptat în Japonia? Și a fost cel... adaptat. Da, dar a fost cea mai tare parte. De cercul tău strâns. Exact, eu aveam prietenii mei, mă simțeam atât de bine, eram oriunde mă duceam, eram ochiac sama. Însă ea a avut și noroc. Pentru că tu ai povestit că prima dată când ai ajuns acolo, te-ai simțit singură. Pentru că da, două zile. Două zile. Păi și pe urmă ne-am văzut. Erai da, într-un da, tur. Am plecat, nu mai am nici soț, nu mai am nici prieten, o să fiu singur, o să mă redescopăr eu, trebuie să văd ce fac, ce... Și eram acolo singură în acel minunat campus de la Waseda, la 11.000 de kilometri de casă și aud, Francisca! Bă, nu se poate, mă, nu se poate. Francisca! Mă, n-are cum! Era cine strigă? Eu mă strigă! Nu știm! Da, eu eram... Mergeam la dentist și eu eram și pe grabă, că erau și ei în Japonia și ei mă așteptau, mergeam la dentist și am văzut-o pe Francisca. Asta acasă, dar am încercat. Ce lume, ea avea o garsonieră foarte drăguță.
frumoasă și destul de ieftină și a încercat să vorbească, să vorbesc și eu, a vorbit și ea la agenție și proprietarul nu a vrut, mi-a zis că nu închiriază străinilor și a zis, stați așa, da, înțeles. Uite, tot vorbeam eu, de asta. Eu cunosc persoana care locuiește acolo. Care a fost un străin, dar probabil nu știu. Da, exact, nu știu. I-am lăsat un futon acolo în dulap când m-am mutat, probabil de asta erau supărați. I-am lăsat futon. Nu știu de ce n-au mai vrut să închirieze, că n-au făcut nici gălăgie. Eu am stat oricum super scump, dar eram utilată complet. Da, era mai mică. Până la urmă. Da, dar am găsit la... agenția imobiliară sau? Da. Da. Da, și am avut, cât avea închiria? $800, ceva de genul ăsta? Era la mult era pentru, da. Da, era cam $800 și era o cameră de 16 metri pătrăți. Da. Adică era o toaletă de 1 metru pătrat. Da, da, eu încă mai am poza cu Alex de a intra și el în toaletă și era așa, dar le lovea cu capul de tavan, era așa, știi, așa era Alex. O experiență de sătălit în Japonia pentru oamenii noți. Da. Amintiri din Japonia. Dar eu tot zic, hai să vindem tot, să facem rost de viză. Mi se pare că eu țara atât de sigur, eu acolo mi-aș crește copii. Nu mi-aș fi frică nici de droguri, nici... mi-aș fi frică de faptul că știi expresia aia cu cuiul care iese în relief, este bătul la loc, de ăla. Nu știi pe asta? Nu știu. Trebuie să-l faci bine. Nu bine, trebuie să-l faci cât poți tu de bine. Să muncești, să te perfecționezi, să faci cât poți tu de bine. Dacă acel cât poți tu de bine este ceva mediocru spre... așa... bine, lasă-te. Eu așa zic. De meserie. Da, și apucă-te de ceva la care chiar ești... Ce se întâmplă dacă nu ești bun la nimic? Nu există așa ceva. Gata, acum am un... ce care are de la Dumnezeu talanți? Fiecare are ceva. Poate unul este bun să asculte sau să fie să sprijine niște oameni, altul este bun să conducă, altul este bun să gătească, păi și altul este bun să facă capul calendar altora. E important să dai și pe ăla pe să facă capul calendar toată. Da, dar cum monetizezi asta? Cum faci din asta cum un job? Cum monetizezi? Ikigai! Sunt sigură, deci sunt absolut sigură că așa s-au gândit și toți coachii ăștia motivați când au zis, băi, eu sunt bun să dau din gură. Și cum pot să fac eu bani când ajung în exact, ce există cineva care... De ce ne vrei? Lavandă! Da, ce mov intens! Lana pe partea asta. Era, știi? Ah, lanul de rapid. Nu e chiar lan aici. Uite acolo! Dar lavandă e sau sunt flori de câmp? Ce lavandă sălbatică. Eu. Wow, ce frumos! Dar nu putem opri pe autostradă. Ce interesant și meniul pescăria lui Matei. Ia să ne uităm. Să vedem, dragi oaspeți. Așa, risipa. Ah, foarte interesant meniul. Risipa alimentară. E bine să ne amintim că există 5 motive pentru a bea. Venirea unui prieten, setea cuiva, frica de sete pe viitor, gustul excelent al vinului sau oricare alt motiv. Proverb latin. Frumos! Și toate sau toate cele mai sunt? Toate. Preparate care nu ne reprezintă. Ceafă de porn la grătar și pulpă de pui la grătar. Stai puțin! Ai, lăsați-mă cu de-astea. Wow, stai fiecare unghi! Ține-mi tine! Cum arată! Ah, uite! Cum e? Wow, cum arată! Deci avem și zacuscă de pește, avem și pește afumat, icre, hamsi, de care mi-era mie dor.
Hai să gust un cârnat de pește. Excelent. Extraordinar. Zapusca de pește. Zapusca de pește. Dar știi, am mâncat zapusca de pește? Da. Mă scuzați, dacă spun de lac. Nu. Pentru prima oară când încerc zapuscă de pește, este foarte bună și mi-au mai plăcut mult și calamarilor prăjiți. Amintesc pe cei din Grecia, foarte bun. Da, sunt sigură că... Estetic. Zargan. Zargan. Tapane. Ciorbă. Să ne mai aduceți un platou, noi vrem să împărțim cu mâncarea. Nu, lasă așa, e bine. E bine. Și eu mi-am luat, cum se numește, alături? Lufar? Lufar? Lufar, n-am mai auzit de acest pește. Hai să vedem cu peștele ăsta. O rup cu totul, că se desprinde și se rămâne partea de jos, fără, știi? Ah, deci el e moale așa, nu... Da. Ce bine arată totul cu fistic și ciocolată. Cu matcha. Da, zici că e cu matcha. Gata, absolut super. Păi tata mi-a zis că dacă vin în zona asta, neapărat să vin la o kirhana. Deci kirhana asta e. Aici, dar nu-i dat în porosință? Ba da. Pe aici trașăm, acolo dorm. Eu nu știu ce este kirhana. Kirhana e punctul unde se colectează tot peștele, se taie, se trașează, se prelucrează. Am învățat și noi, am învățat multe lucruri azi. Kirhana nu e restaurant. Da, tata mi-a zis în sensul de restaurant. Vă arăt afumătoarea. Wow! Ce bine miroase! Am mâncat și pește afumat. Wow! Ce miros puternic și plăcut. Da. Celule afumare. Wow! Ce curățenie, cât de bine arată. Și acum nu aveți nimic la afumat. Nu, că dimineața le punem, când avem zi de afumat, le punem pe plasele alea. Și le băgăm... Dați azi mii de afumate. Asta e ulei de pisică. Ulei de pisică? De pisică de mare, mi-a pus spinaș ceva. Wow. Dar acestea sunt doar pentru restaurant, nu sunt... Numai pentru restaurant. Ce? Wow. Marinatele, aia ce mai face mama, mere și nu știu ce, are ea schemele. Zapuscă, mirii, marinatele... Excepțională zapuscă. Foarte bună. Prima oară când am gustat eu zapuscă de pește. Nu e cumpărată, e făcută, e excepțională. Vezi, fac următoarea schemă. A, da. Scuze. Uite! Nu prea vorbești. Matei ne cheamă pe toți. Da? Da. Matei e numele de familie sau? Nu, numele mic. Așa, intră. Așa suntem toți Matei, din lipsă de imaginație. Aici e peștele proprie. Aici e chiar halaua. Uite, nu știu să se scură cu băieții. Wow. Hai! Hello! Asta e hamsia de dimineață. Ah, am mâncat și hamsi. Albert, român. Asta e vulpe de mare. Wow! Mai dubios, așa, dar e foarte frumos la gust. N-am mâncat niciodată. Vulpe de
de mare. Pulpe de mare. Oh, pulpe de mare. Wow. Așa arată, e foarte mare. Și aici avem un lucru, marină. Asta este pentru scoi, ce am făcut niște scheme. Și aici sunt gelatoarele. Deci aici e ultima schemă înainte de a pleca la restaurant. Le punem așa frumos, vedeți? De aici pleacă totul curățat. Toate astea și de aici pleacă scoicile. Dar cât de scoici. Da! Extraordinar! Ne avem foarte mulți oameni. Am văzut că e obsesat de o armată. O armată întreagă. Am obsesii, puține, dar bune. Wow! Am apărut chiar canaua. Da, e frumoasă și clădirea cu acoperișul tradițional. Astea sunt plasele care le folosim dimineața. Dar cum avem trecut de pescuit? Noi pescuim doar în zona asta. Și mă duc la calcanul pe la. Și ăstea se mântuia, că e chezanaua piace. Ea e veche. Vezi că era praf. Da. Și ăstea sunt eu, tata, bunica mea. Ăsta e Ionica, e brigadierul meu care e eu sunt a treia generație. Ăsta e primul, ăsta e al doilea, ăsta e din 1985. Următorul domnul îl cheamă. 7 ani. Mulți înainte, să vă trăiască. 1985. Păi o chema Matea. Pe cuvânt, dar asta și nevastă mea puțin speriat. Am o barcă pe care o cheamă Matea. Așa e, că doar cine sunt prete. Da, cine aici e un pian. Pian și pian. Uite. Ce chiar e piață? E piață. Piață. Să-l iau cu așa arătăți? Chemați un pianist să cânte la pian, la restaurant. Nu prea merge, de... Dar aveți și cină, nu? Și da, seara. Da. Ar fi super romantic, dar organizați și evenimente de... No. Nu? Aici e casa mea. Eu nu ți-arăt că aici nu prea o să vezi, dar aici e... Uite pomul de pe meniu. Da, l-a văzut pomul pe Instagram. L-a făcut pentru scopul caritabil. Fiecare făcea câte un braț și îl vindeam. Și eu am luat până la câteva mii de euro. Dar l-am cumpărat și l-am dus înapoi. Deci că pot fi produs, dar nu vreau că iartă. Și nu mai vreau să facem numai de caritabil. Am înțeles. Aș putea de aici, să vezi cum aici e haos. Poftiți, să... Dar noi nu ne-am descălțat, să... Nu, că aici nu, aici e zona murdară, în partea cealaltă. Aici urci în pod și ai văzut afară stufu și am apă din urmă, vezi ce frumos se vede? Wow! Deci e stufu expus? Și miroase a stuf. Asta da. E acoperit și nu are nimic, e direct stuf. Și wow. Toate lemele astea se învăte așa la mână, ne-am făcut. Cum s-a de aici când plouă? Nu s-a de nimic. Serios? Da. Am aici depozit, dar în timp aici trebuia să fie o să fac un muzeu. Uite că acum arată, acum ai depozit. Și wow. Aveți ce frumos. Wow. Deja va fi o super. Și mai venim peste câțiva ani și muzeu. Arăs cum a fost înainte și... Da. Aici nu mai am ambalaje. Cam așa e. Băi, dar ce frumos e. Ce frumos. Am făcut o sobă de teracotă. Și toate astea le-am stâns noi așa de uite, astea sunt. Aici a fost sobă, nu? Uite colac de salvare. Dar mai găsit mulți meșteri pe tradiția asta? Asta e un ungur mi-a bătut mie sufă. Un ungur. Foarte bun, a lucrat până la urmă. Și uite, astea sunt de la vechea Tirhana. Sunt ușile. Astea am păstrat. Adică am copilărit cu astea. Ca să le tuteam pe timp când era mic. Deci astea sunt ușile originale ale casei. Și trebuie să le recondiționăm. Nu, așa le pun. Nu, pun așa lăsă de asta. Asta, toate ușile astea sunt. Alegăm pe aici, că nebun. Ia zi, Andy, cum e cu recondiționatul? Oh, scuze-mă. E greu oricum? Da, e foarte greu. Ăsta e căruci cu care căram pește înainte. Astea, niște furtuni în barca asta nouă, că am putut-o praf. A rămas doar aici. Și aici, la fel, va fi o sală de mese doar pentru sezonul de iarnă, la șpriț. Arată zâmpare, ne plășește. Dar arăta rău da, aici. Da, este. Arăta, era praf. Deci clădirea asta e aici de... Din 86. Din 86. Tatăl era șef de pescărie, cel care a trecut. Wow! Da, cam astea sunt, așa, în scurt, povestea vieții noastre. Superb!
Super, vă mulțumim, vă mulțumim mult! Acum fac așa, fac trainerul pentru muzeu. Ia acum o să meargă acum în Japonia și o să le zic că vedeți nu doar japonezii de cum începește. Știu să și... Și noi știm. Ca și eu mănânc crud, mănânc foarte mult crud. Și să-și mențină tradițiile. Așa sperăm, dar uite, cine? Nu ne pierdem sperat, da? Mulțumim. Foarte frumos. Nu ne așteptam, noi ne-am venit neapărat să știm să vă întrebăm și de fotografie, da? Dar v-am recunoscut din poză. Da, lasă, peste de cine... În salon. În salon sunt puse cu toată familia. Noi suntem trei, cum am arătat, suntem trei șefi de pescărie. S-a spus, e joc. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. E zona noastră de relaxare. Super, super. Și albastru ăsta îmi place mult. Da, e foarte frumoasă. Asta vine la mare mult. Albastru ăsta e cel mai frumos. Și acum mai mergeți la pescuit în fiecare zi? În fiecare... Da, mâine dimineață dacă mai sunteți, noi... Se lasă marea, mâine plecăm la mare. La 4 jumate, dacă vreți. La 4 jumate, prezvenți. Data viitoare, cred că trebuie să ne întoarcem la București. Ora asta, ora asta 4 jumate, numai după miază. Nu există, dimineața nu există. E aia la care se trebuie. Eu da, pentru răsărit. Da, se vede răsăritul, e... În fiecare zi ies și tot timpul răsăritul ăla mă fascină. Wow, ce frumos! Dar v-a plăcut? Da. Mergeați cu tatăl când erați copil și v-a plăcut? V-a plăcut să continuați sau? Păi, cam asta am învățat. Dar filmul nu cred că o să facă. Nu? Are și... 7 ani mai mult. Dar vreți să-l îndrumați spre calea asta sau îl lăsați să facă ce vrea? Facă ce vrea. Păi e păcat și să nu continue cineva. De asta nici o să facă ceva, dar să facă asta. Așa e. Și aveți și mulți lucrători străini. Nu se găsesc români sau? Da, nu prea se găsesc. Nu prea se găsesc. Sunt ok. Am zis că au început să învețe puțin română. Nu, că eu am venit toată pe zbor din Qatar și eram... Veneau la Constanța, da. Eu am o prietenă bună din Sri Lanka, în Japonia și... Da. Am și Sri Lankezi și din Bangladesh. Din Bangladesh. Am fata din Filipine. Din Filipine, a? Da. Da, mi se pare așa, când am plecat eu din România nu erau așa mulți străini acum și acum sunt mulți străini. Și înțeleg engleză, română? Deci aveți... Multicultural, divers și mâncarea extraordinară. Eu vreau să vin și cu tata, trebuie să-l aduc și pe tata aici. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. Mulțumim. Mai bine vă doresc. La revedere. Cel mai bun pește pe care l-am mâncat până acum la noi în România, aici la pescăria lui Matei, se numește lufar. L-am încercat pentru prima oară și nimic nu se compară cu peștele făcut pe plită, cu sare, excelent. Au și pește prăjit, dar noi l-am ales pe acesta pe plită și am încercat și multe preparate pentru prima oară, cum ar fi chifteluțe de pește, cârnați de pește și chiar și zacuscă de pește. Totul a fost extraordinar și îmi doresc să revin aici și cu tatăl meu, pentru că el e pasionat de pescuit și de mâncărurile făcute din pește, așa că sper să revin cât mai curând și ne-a invitat domnul Matei să vedem și cum merg ei la pescuit la ora 4 și jumătate dimineața, odată cu răsăritul soarelui, ceea ce aș vrea să experimentez într-o bună zi. Și da, a fost o experiență super. Dacă aveți ocazia să veniți în zona aceasta, vă recomand să veniți să mâncați la pescăria lui Matei și apoi să faceți așa o plimbare aici pe plaja de la Kerhana. Este foarte plăcut. Numai bine o excursie de weekend sau de o zi, puteți sta și peste noapte. Tocmai ne-a spus că cei mai mulți clienți de aici, de la Kerhana, de la restaurantul lui, care vin în această zonă, sunt din București. Thank you.
Și după ce am mâncat foarte bine aici la pescăria lui Matei, am luat o mică pauză să facem o ședință foto în aceste creații ale Franciscăi. Eu port o rochie, o fustă foarte frumoasă, care merge purtată și ca rochie atunci când e vară și când e foarte cald. Astăzi, din păcate, este o zi cam friguroasă de mai. Anul acesta, luna mai, a fost destul de friguroasă, așa că am purtat-o cu această bluză cu mânecă lungă din catifea și am făcut aici câteva poze foarte frumoase. Abia aștept să le primez de la Francisca. Imagina! Am venit și până la Constanța, am în spate cazinoul, n-am mai fost aici de foarte mulți ani. Ultima oară cred că am fost cu proiectul Peace Boat când eram studentă. Era un proiect în care veneau pe un vas de croazieră, cred că era și, aveau și un scop caritabil, dar era un proiect în care și călătoreau și era un grup de japonezi și am venit să facem un fel de schimb intercultural cu ei. Atunci cred că a fost ultima oară când am venit eu la Constanța, ne-am plimbat puțin aici pe faleză și e deja ora 8 seara, chiar mă gândeam că apusul este atât de târziu la noi față de Japonia, unde se întunecă foarte repede. A fost o zi foarte frumoasă, sper că v-a plăcut și vouă vlogul de astăzi, o experiență foarte frumoasă acolo la pescăria lui Matei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de vloguri, vă invit să vă abonați și vă mai aștept la mine pe canal. Pa! Chiar mi-a plăcut! Super ending! Blondie la radio, Kiss FM Constanța!
aici pe autostrada 3. Super. Mamă, zic că vine după mine. Bă, dai mai tare că vine asta după noi, mă, pe autostrada. Ce tare e.